Astăzi, președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a semnat contractul de finanțare pentru construirea unui spital modular în curtea Spitalului Județean de Urgență din Drobeta, Turnu Severin. Acesta va asigura asistență medicală completă în cazul unui posibil nou val de COVID-19, dar va fi și un real ajutor în momentul în care Spitalul Județean de Urgență va intra în reabilitare. Spitalul modular va fi construit în imediata vecinătate a fostei secții ORL a Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin. Acesta va avea 10 paturi în regim ATI UPU la parterul unității, 3 paturi în regim normal la parter și alte 16 paturi în regim normal la etajul construcției. Va fi racordată la rețelele de utilități, va avea instalații de climatizare și ventilație, dar și instalație de gaze medicinale. Astăzi am semnat contractul de finanțare pentru construirea unui spital modular în curtea Spitalului Județean de Urgență din Drobeta Turnu Severin. Contractul de finanțare este încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, iar cererea în vederea atragerii fondurilor a fost depusă de Consiliul Județean Mehedinți în data de 30 martie 2021, atunci când pandemia de COVID-19 a generat un aflux de pacienți. Am căutat soluții pentru gestionarea situației în cadrul Spitalului Județean de Urgență din Drobeta Turnu Severin. Proiectul vizează crearea unei unități medicale mobile și dotarea acesteia cu necesarul de infrastructură suplimentară, logistică, aparatură, echipamente pentru tratamentul pacienților. Sigur că ne dorim ca virusul SARS-CoV-2 să nu mai creeze probleme în județul Mehedinți, dar în contextul în care și clădirea principală a Spitalului Județean de Urgență va intra în reabilitare, am decis să continuăm această investiție pentru a fi siguri că unitatea medicală poate spitaliza pacienții depistați cu COVID-19, a transmis președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu. În plus, după încheierea proiectului și ieșirea din criza cauzată de virusul SARS-CoV-2, dotările realizate în cadrul proiectului vor funcționa ca unitate de rezervă pentru ATI urgență și nu numai timp de 10 ani. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, acordă o atenție deosebită domeniului sănătății. Se desfășoară lucrări de reabilitare, dotare și modernizare în cadrul tuturor spitalelor de pe raza județului. Prin astfel de proiecte, mehedințenii vor avea parte de cele mai bune condiții de tratament și echipamente de ultimă generație pentru depistarea bolilor în timp util.